Am simțit că tu ești șansa lui. Atunci ne-am dat seama de diferență mare între ceea ce ni se oferise înainte și ceea ce făceai tu. În primăvara următorului an am decis să luăm legătura cu tine. Și așa am reușit să-l ridicăm pe Petru de acolo, să zic așa în ghilimele, din mocirla în care era și să-l facem să facă niște progrese fabuloase, spectaculoase. În 2 zile de terapie, copilul meu a ajuns să imite cu 6 obiecte. Să imite cu 6 obiecte în 2 zile. Ne-a plăcut seriozitatea ta. Tot timpul era acordat copilului. Noi nu existam pentru tine. Punctualitate, metodă, ne-ai implicat, ne-ai certat, numai eu știu de câte ori, ne-ai încurajat și niciodată nu ne-ai promis. Băi, uite, peste o lună copilul tău va spune, va face niște... Nu, niciodată nu ne-ai promis. Pentru că, până la urmă, chestia asta depinde și de noi, nu numai de copil. Copilul poate decât până aici, da? De aici încolo trebuie să-l ajutăm noi. Trebuie să ne implicăm foarte mult. Dacă vrem rezultate, trebuie să ne implicăm. Terapeutul face o bucățică, iar noi facem, să zicem, o pătrime, iar noi facem restul. Trebuie să ai un plan de intervenție de la început, din prima, hai, nu prima zi, a doua zi, da? După care să lucreze și terapeutul, dar și tu ca părinte acasă. Acolo mergeam decât să ne dăm pe bandă, da? Să țopăim pe o minge, să facem incastru, da? Și cam atât. Eu spun așa părinților, să plece de acolo, de unde văd că copilul lor nu are rezultate. Să nu stea, pentru că este timp pierdut și copilul poate să dea înapoi cu o lună. O zi contează o lună, o zi nelucrată contează o lună în spate și nu este bine. Cu cât este mai mic și au descoperit problema, cu atât mai repede la terapeut. Eu spun tuturor să-și achiziționeze cursurile, pentru că, sau dacă le-au achiziționat și le țin pe platformă și nu vor fi parcurse, nu o să aibă niciodată rezultate. Și cursurile astea, le parcurgi odată, le parcurgi de 10 ori, le parcurgi de 20 de ori, ai pixul în mână, foaia, sau dacă nu vrei să scrii, vrei să le reasculți, este foarte bine. Îți dau soluții, te scot din toate problemele. Eu zic că trebuie să aplice ca să aibă rezultate, altfel nu. Nu, nu și nu. Trebuie să lucreze cu proprii copii în fiecare zi, să nu-și pierdă niciodată speranța. Este probată pe pielea mea și progresele au venit pe bandă rulantă. Pentru a-ți ajuta copilul, ai nevoie de coordonator, ai nevoie de terapeut, dacă îți permiți financiar, da? Și familia. Mama, de fapt, mama este foarte importantă, are un rol foarte important în recuperarea copilului. Este singura care își poate ajuta copilul. Terapeutul vine 2 ore și pleacă. Restul până la, să zic, își petrești cu copilul 14 ore, să zic, pe timp de zi. 2 sunt ale terapeutului, restul de 12 ore sunt ale mamei. Este foarte important. Și este foarte importantă coordonarea, Monica. Faptul că noi făceam coordonare de 2 ori pe lună și permanent schimbam obiectivele, pentru că Petru le învăța foarte rapid, cu multă ușurință, este foarte importantă coordonarea, să o faci, ca permanent mintea ta să fie limpede, să știi tot timpul ce ai de făcut, pentru că sunt momente când te mai blochezi. Fără coordonator, munca este haotică. Nu știi de unde să începi, unde să termini, e bine, nu e bine. Eu consider că și sunt șanse minime de recuperare, asta e clar, ale copilului. N-ai coordonator, n-ai nimic. Dar mamele care nu-și permit un coordonator poate să achiziționeze cursurile, pentru că sunt mamă cerească. Sunt foarte mândră pentru ceea ce am realizat cu copilul meu. Te iubesc pe tine, pentru că dacă nu-mi ieșeai în cale, nu știu ce aș fi făcut. Nu deznădăjduiți, se poate. Să nu mai spuneți niciodată că nu puteți, că ați ajuns la capătul răbdării. Da, și eu m-am prăbușit, dar a doua zi m-am ridicat. Și eu am avut mii de emoții, am trecut prin tot felul de stări. Da, dar m-am ridicat și am luat-o de la capăt. De cât atât mi-am spus, bun, când eu voi închide ochii, ce se va întâmpla cu el? El este singurul meu copil, păi îl voi lăsa. Trebuie să devină independent. Concentrați-vă foarte mult să-l faceți independent. Să știe să-și bage o haină la spălat, să știe să-și spele farfuria, să știe să-și facă un sandwich,